Corpul Național al Polițiștilor a inițiat campania Turul României în pași de alergare, campanie menită a veni în sprijinul copiilor polițiștilor decedați după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Un fost polițist implicat în această acțiune a pornit de la data de 1 iunie din București, iar astăzi a ajuns pe plaiurile meherințene. Dănuț Cernat este polițist trecut în rezervă în anul 2020. De-a lungul vieții a înțeles importanța sportului pentru sănătate și psihic după cele 168 de maratoane la care a luat parte până acum. Acesta participă de peste 30 de ani la astfel de acțiuni și s-a alăturat campaniei inițiate de Corpul Național al Polițiștilor, urmând să străbată în alergare aproximativ 2700 de kilometri în următoarele luni. Traseul de azi va începe de aici, din centrul orașului Turnul Severin, până la Vânjumare sau poate puțin mai departe de Vânjumare. Obiectivul e să ajung la Calafat, în cel puțin două zile. Turul a început în București pe 1 iunie, a continuat spre Oltenița, după aceea spre Călăraș, am ajuns la Mangalia, după aceea la Constanța, după aceea la Babadag, am ajuns la Tulcea, la Brăila, la Galați, am urcat în Moldova spre Iași, Potoșani, Suceava, am ajuns în Maramureș, am traversat tot Maramureșul, după aceea am ajuns la Satu Mare, de acolo la Oradea, la Arad, Timișoara și m-am întors, am ajuns aici prin Caransebeș, Băile Herculane, mă rog, Orșova. Până în prezent am făcut cam 1800 de kilometri până aici, parcurs și în alergare. Și preconizez până la sfârșitul turului să mai adaug încă vreo 450 de kilometri, deci o să se ducă turul pe la 2250-2300 de kilometri. Dănuț Cernat face Turul României în alergare pentru copiii polițiștilor decedați după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Dăm inițiativa domnului Cernat Dănuț a face Turul României pentru strângere de fonduri, pentru a sprijini copiii polițiștilor care au decedat de SARS-CoV-2. Noi suntem alături de dânsul, am avut colegi polițiști de frontieră care au alergat sau au mers cu bicicleta în inițiativa dânsului. Totodată am încercat să-l sprijinim cu tot ceea ce s-a putut, să îi fie mai ușoară șederea la noi în județul Mehedinți. Îi spunem că are tot sprijinul nostru, sperăm să ducă la bun sfârșit ceea ce și-a propus, fără evenimente. Având în vedere că în aceste zile s-a ajuns cu acest maraton pe teritoriul județului nostru, Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți susține această acțiune umanitară și în acest sens, polițiștii din cadrul mai multor structuri au alergat alături de protagonistul acestui eveniment pe tronsonul cuprins între municipiile Orșova și Drobeta Turnul Severin. Avem deosebită plăcere de a fi alături de colegul nostru, polițist în rezervă Cernat Dăduț, în acțiunea sa temerară de a susține copiii colegilor noștri care au decedat în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, campanie denumită Turul României în pași de alergare și inițiată de Corpul Național al Polițiștilor. Întrucât în aceste zile maratonul s-a desfășurat pe raza județului nostru, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a considerat necesar și util să susțină această campanie umanitară, sens în care mai mulți polițiști, colegii de noștri, au alergat alături de dumnealui în semn de solidaritate pe tronsonul cuprins între municipiile Orșova și Drobeta Turnul Severin. Salutăm această campanie inițiată de Corpul Național al Polițiștilor și îi dorim domnului Cernat Dănuț succes în acest demers. Inițiativa fostului polițist Dănuț Cernat este mai mult decât lăudabilă, iar efortul depus este unul supraomenesc, mai ales pe aceste temperaturi. Avea astăzi temperaturi de 36 de grade, preconizați că veți avea o zi grea? Foarte grea, nu grea. Va fi o zi caniculară, va fi greu de depășit, dar sper să reușesc. Dănuț Cernat speră să ajungă în toate județele din România până la sfârșitul lunii august, când se va întoarce la București.